Creștini ortodoxi prăznesc în fiecare an, în ziua de 6 ianuarie, botezul Domnului Iisus Hristos, iar a doua zi, pe 7 ianuarie, urmează sărbătorirea Sfântului Ioan Botezătorul. Bobotează, acum este cunoscută sărbătoarea, încheie ciclul sărbătorilor de iarnă, începută la Sfântul Andrei pe 30 noiembrie și este considerată una dintre cele mai importante sărbători ortodoxe după Crăciun și Paște. De bobotează, sute de credincioși au fost prezenți la Biserica Sfântul Ștefan din Zalău, ca în fiecare an la sfințirea apei.